Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare ca semn de respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu și să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 13, unde vom citi de la versetul 8 la versetul 12. 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Slăvit să fie numele Domnului pentru această seară. Îi mulțumim că suntem iarăși în casa lui Dumnezeu. Îi mulțumim că avem înaintea noastră acest minunat și frumos cuvânt al lui Dumnezeu, cuvântul despre care noi spunem și credem din toată inima, dacă suntem copiii Lui, că este cuvântul Său inspirat prin Duhul Sfânt, că este adevărul, că este ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca să ne îndrume pe noi la o viață trăită împreună cu El, prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Lui! Există unele lucruri care în lumea aceasta au o aplicație sau le vezi într-un mod instantaneu. Lucruri care se întâmplă la un moment dat și se întâmplă atunci când se întâmplă, le vezi că se întâmplă într-un instant, într-un moment. Într-o zi, într-o secundă, într-un minut, poate într-o săptămână, dar la un moment dat se întâmplă într-un moment dat. Avem, de exemplu, lucruri naturale care se întâmplă. Avem reacții, de exemplu, reacții chimice. Atunci când două substanțe vin în contact una cu cealaltă, există unele reacții chimice care se întâmplă într-un instant, instantaneu. Dintr-o dată vezi că ceva se schimbă. Vezi dintr-o dată că ceva se întâmplă acolo. Vezi dintr-o dată că s-a întâmplat ceva atunci când aceste două substanțe s-au atins una pe cealaltă sau au fost amestecate una în cealaltă. Există alte lucruri în ceea ce privește viața spirituală despre care noi spunem că se întâmplă la un moment dat. Sau care se întâmplă într-un instant, care se întâmplă la o clipeală de ochi. Biblia ne spune că noi vom fi schimbați la o clipeală de ochi, slăvit să fie numele Domnului. Și chiar în viețile noastre de acum vedem unele lucruri despre care ne gândim în spate în viețile noastre și ne amintim de unele momente cheie din viețile noastre spirituale. Mă gândesc, de exemplu, la botez. Cu toții ne amintim acea zi, acel moment când am fost botezați în apă. Acel moment când am fost cufundați în apă și am ieșit din acea apă la o viață nouă împreună cu Iisus Hristos. Cu toții ne amintim de acel moment al nașterii din nou. Acel moment când viața noastră s-a schimbat, a luat o întorsătură la 180 de grade și ne-am întors de la păcat și la Hristos. Cu toții ne amintim de acel moment. Cu toții ne amintim de momentul cheie al botezului cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. Fiindcă acestea sunt momente care s-au întâmplat și ne amintim de ele, fiindcă ele sunt importante în viețile noastre spirituale. Dar există și unele lucruri care nu se întâmplă instantaneu, care nu se întâmplă doar la un moment dat, ci există lucruri care durează un pic de timp.
care poate necesită un pic de efort, unele lucruri care sunt un proces îndelungat. Și există în viețile noastre unele lucruri pentru care noi nu ne amintim neapărat un moment în care s-au întâmplat, dar aceste lucruri sunt rezultă într-o schimbare reală în viețile noastre. Și nouă ne place în vremea aceasta foarte mult să grăbim lucrurile. În vremurile acestea ne uităm în jur și vedem că oamenilor le este prea greu să se scoale din pat și să se ducă să cumpere de la magazin ce este nevoie. Mai bine scoatem telefonul, dăm un click, dăm două clicuri pe Amazon, pe eBay și una, două, am rezolvat treaba. Sunt unele lucruri și în viețile noastre spirituale, de exemplu, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine decât să citim un capitol, două pe zi, scoatem telefonul și citim versetul zilei și gata, cam atât. Există alte lucruri, precum, de exemplu, predicile. Le este greu oamenilor acum, în zilele de azi, să stea și să asculte de la A la Z o predică întreagă despre cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă ascultăm un clip de un minut doar cu partea despre care spunem noi că a fost interesantă sau acea glumă care a prins și toți au râs sau a fost interesant pentru noi într-un oarecare fel. Dar lucrurile în ceea ce privește viața spirituală, foarte multe din aceste lucruri nu este bine să le grăbim. Nu este bine în aceste lucruri care sunt un proces, în aceste lucruri care ar trebui să dureze, care ar trebui să depunem un efort, nu este bine să grăbim în viața spirituală. Și cred că de multe ori ne uităm în jurul nostru și auzim, de exemplu, despre acest termen, the American Gospel, Evanghelia Americană, acest concept că vine predicatorul la amvon, îi cheamă pe oameni în față și le spune: acum ai crezut în Domnul Iisus Hristos și poți să mergi acasă și gata, ești mântuit. Și nu se schimbă absolut nimic în viețile lor. Să știți, dragi frați și surori, și eu cred că voi știți acest lucru, fiindcă cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, dar mântuirea este un proces. Mântuirea este un proces. Și există aceste lucruri despre care am zis înainte, botezul, care este un moment cheie din acel proces. Există nașterea din nou, care este un moment cheie din acel proces. Dar mântuirea este un proces în viața spirituală. Și în acest proces sunt alte câteva procese în care noi suntem schimbați, în care noi trebuie să lucrăm, în care noi trebuie să căutăm și să creștem și să creștem și să tot creștem cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ne prezintă aici, în acest pasaj, Pavel, un anumit proces din viața noastră spirituală, adică procesul creșterii în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu să creștem în fiecare zi. Căci prin cunoașterea lui Dumnezeu noi suntem transformați în inima noastră și dacă în inima noastră și în trăirea noastră vom fi schimbați. Așadar aș dori în acest pasaj să ne uităm și să căutăm să înțelegem ceea ce ne vorbește aici Pavel și ceea ce ne vorbește prin cuvintele lui Pavel Dumnezeu despre acest proces al creșterii în cunoașterea lui Dumnezeu. Și aș dori pentru aceasta să încep prin a da puțin context. Și nu mă voi adânci foarte mult, fiindcă, după cum știți, fratele Andrei, Domnul Iisus să-l binecuvânteze, are această serie de studii biblice în ceea ce privește 1 Corinteni. Domnul Iisus să-i dea putere, fiindcă în următoarele săptămâni va predica din aceste pasaje, din acest capitol. Domnul Iisus să-i dea lumină ca să ne vorbească mai mult din contextul, să înțelegem, să putem să luăm aceste adevăruri și să le punem în practică. Dar aș dori să începem cu câteva lucruri.
După cum știți și după cum am vorbit până acum, în capitolul 12 din 1 Corinteni ni se prezintă o problemă în biserica din Corint. Ni se prezintă această problemă că există dezbinare și nu există unitate. Și această lipsă de unitate și această dezbinare între frați vine din faptul că nu se foloseau în mod corect și în mod cinstit de darurile Duhului Sfânt. Vedem aici exemple folosite de Pavel, precum veneau unii frați și spuneau: da, dar eu sunt proroc. Eu trebuie să fiu acolo în față, să stau pe banca, pe prima bancă, tot să mă vadă și tot să mă cunoască că eu sunt proroc. Altul spunea: eu vorbesc în limbi. Tu, da, poate ai și tu darul dărniciei, du-te și stai la cealaltă masă. Eu sunt aici cu prorocii, cu cei care vorbesc în limbi. Exista o diferențiere care se făcea între frați și care nu era bună din cauza că nu înțelegeau lucrarea Duhului Sfânt. Și vedem în acest context că Pavel vine la ei și le prezintă în capitolul 12 faptul că noi toți facem parte dintr-un singur trup. Toți facem parte din trupul lui Iisus Hristos și toți trebuie în acest fel să fim aduși într-o unitate sfântă. Și în acest context trebuie să fie folosite darurile Duhului Sfânt. Fiindcă acolo unde este dragoste, acolo este Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este dragoste. Și acest capitol este cunoscut de mulți dintre noi ca fiind capitolul dragostei. Pavel ne vorbește despre acest context al bisericii, cum ar trebui să fie în biserică, fiindcă în biserică ar trebui să fie dragoste. În inimile noastre ar trebui să fie dragoste, în viețile noastre și în cum ne comportăm cu ceilalți ar trebui să se vadă dragostea lui Dumnezeu. Și aici, în acest context al dragostei care aduce unitate în biserica lui Dumnezeu, Pavel ne prezintă acest proces al creșterii în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și începe într-un mod atât de minunat în versetul 8, spune: dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Dragostea nu va avea niciodată sfârșit, fiindcă Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu va avea niciodată un sfârșit. Și de aceea ne prezintă aici aceste cuvinte Apostolul Pavel și ne arată aceste exemple. Și se folosește exact de acele daruri care cauzau probleme în biserica din Corint. Și vorbea despre limbi, vorbea despre cunoștință, vorbea despre prorocie și spune că aceste lucruri vor avea sfârșit, dar dragostea niciodată nu va pieri. Dacă am fi să scoatem din context aceste cuvinte, am putea să ajungem la tot felul de concluzii. Dar ceea ce trebuie să înțelegem din aceste versete este că Pavel ne vorbește despre un proces al creșterii. Nu dintr-o dată îl cunoaștem pe Dumnezeu pe deplin. Și în viața aceasta niciodată nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu pe deplin. Mai degrabă, El ne vorbește despre faptul că acum nu a venit încă ceea ce este desăvârșit, dar în acea zi, atunci va veni ceea ce este desăvârșit. Dar ne vorbește despre un proces al creșterii în cunoașterea lui Dumnezeu. Și acest proces începe cu prima fază, adică maturizarea. Versetul 11, unde spune Pavel astfel: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Prima fază al acestui proces este maturizarea.
Când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, eram un copil. Și ce poate să facă un copil? Cum poate să gândească un copil? Fiindcă un copil nu a trăit, nu a văzut unele lucruri, nu a experimentat unele lucruri, nu a atins unele lucruri, nu a gustat unele lucruri. Cum să te aștepți la multe lucruri de la un copil în ceea ce privește gândirea lui, vorbirea lui? Și Domnul Iisus ne vorbește în Ioan capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 7, îi vorbea lui Nicodim și îi spunea astfel despre viața noastră spirituală. Un pasaj bine cunoscut de noi, Ioan capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 7, unde spune astfel. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Noi am fost născuți în trupul acesta omenesc. Și atunci când am fost născuți în acest trup omenesc, am fost născuți cu această înclinație spre păcat, cu această fire pământească pe care o moștenim de la părinții noștri. Dar de aceea ne spune Domnul Iisus, trebuie să vă nașteți din apa, adică din cuvântul lui Dumnezeu și din Duh. Fiindcă Duhul și cuvântul lui Dumnezeu ne călăuzește ca să creștem, ca să ne maturizăm, ca să înțelegem ceea ce altădată nu înțelegeam. Și nu începem din prima, după ce am fost născuți din nou, cunoscând toate lucrurile, ci acesta este un proces. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie în fiecare zi să ne maturizăm în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Să ne maturizăm, să căutăm, să înțelegem lucrurile pe care altădată nu le înțelegeam. Domnul Dumnezeu ne învață aceste lucruri, ne învață că trebuie să căutăm aceste lucruri, să căutăm să ne maturizăm. Și ne dă o aplicație practică al acestui lucru, Petru în epistola lui, în prima epistolă, 1 Petru, capitolul 2, versetele 1 la 3, spunându-ne cum exact ar trebui să se vadă și să se înțeleagă acest lucru în viețile noastre, în mod practic. Spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de crevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Dragi frați și surori, noi am gustat în adevăr că bun este Domnul. Și de aceea am fost născuți din nou. Dar dacă noi suntem niște copii născuți din nou, copii, spune aici, prunci născuți de curând, trebuie să dorim și să căutăm și să mergem după acest lapte duhovnicesc și curat care este cuvântul lui Dumnezeu. Spunea aici în engleză, the pure milk of the word, cuvântul lui Dumnezeu, fiind născuți din apă, din cuvântul lui Dumnezeu și din Duh, din Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește ca să luăm aceste cuvinte și să le înțelegem, să le punem în practică în viețile noastre. Și după această primă fază a maturizării vine a doua fază a creșterii noastre în cunoașterea lui Dumnezeu. Și a doua fază, după această fază care are de a face cu viața noastră acum pe acest pământ pe care o trăim și pe această umblare a noastră pe calea neprihănirii în maturizare, a doua fază este claritatea. Și această a doua fază, vedem ceva că este diferit despre ea decât cea pe care am văzut-o înainte, maturizarea. Fiindcă claritatea niciodată nu o vom avea pe deplin, precum maturizarea nu o vom avea pe deplin, decât în ceea ce înseamnă viața veșnică. Și aici Pavel ne vorbește în versetul 12, în prima parte, spune astfel, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față.
Pavel ne prezintă aici două stări în ceea ce privește claritatea cunoașterii lui Dumnezeu. Avem acum cunoașterea sau claritatea într-un chip întunecos, spune el, ca într-o oglindă. Și poate că pentru noi ne este cam greu să înțelegem ce înseamnă asta, ca într-o oglindă în chip întunecos. Fiindcă mergem acasă și ne uităm în oglindă și ne vedem așa cum suntem noi. Dar mi-amintesc de când eram în școala primară, că ne-am dus la un muzeu împreună cu clasa și acolo am văzut o bucată de metal șlefuită destul de bine, dar nu era o oglindă cum o știm și cum o cunoaștem noi, ci era, puteai să vezi, dacă te uiți în ea, puteai să vezi forma feței tale, puteai să vezi cumva cum arăți, dar vedeai, cum spune aici Pavel, în chip întunecos. Aceasta era o oglindă de pe vremea Egiptului antic, dar așa erau oglinzile pe care le cunoșteau cei care ar fi citit prima dată această epistolă pentru corinteni. Noi vedem într-un chip întunecos. Adică în viața aceasta ne este dat să vedem ceva, să înțelegem ceva, să cunoaștem ceva. Ne este dat să cunoaștem ceva. Dumnezeu ne-a dat, precum am spus, apă și Duh, ne-a dat cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ca să cunoaștem unele lucruri, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-o anumită măsură, dar în viața aceasta vedem doar întunecos. Dar ne este prezentată aici o altă fază în ceea ce privește claritatea. Și spune aici, dar atunci noi vom vedea cum? Vom vedea față în față. Fiindcă acest proces al clarificării, al creșterii în cunoașterea lui Dumnezeu, în claritatea cunoașterii lui Dumnezeu, are sfârșit atunci când îl vom vedea pe El față în față, slăvit să fie numele Lui. Și ca aplicație practică la aceasta, dorim să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 2, de la 11 la 12. Aici iarăși vorbim despre viața de acum, despre ceea ce trăim acum, despre ceea ce cunoaștem acum. Și spune aici în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 11, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Noi am primit Duhul lui Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, fiindcă Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Așadar, în viața aceasta, fiindcă l-avem pe Duhul Sfânt, fiindcă am fost mântuiți, căutând în primul rând să creștem în maturitatea noastră, să ne maturizăm, căutând să ne maturizăm, trebuie totodată să căutăm tot mai mult din Duhul Sfânt în viețile noastre ca să creștem și în ceea ce privește claritatea. Și spunea în Proverbe, capitolul 2, de la versetul 2 la versetul 5 astfel. Proverbe, capitolul 2, de la versetul 2 la versetul 5. Spune, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Vrem să avem o claritate în ceea ce privește cunoașterea Lui? Trebuie să-L căutăm. Trebuie să căutăm înțelepciunea. Trebuie să căutăm să creștem și să ne maturizăm în ceea ce privește cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și în ceea ce privește Duhul Sfânt în noi, lucrarea Lui în noi, ca să putem să fim îndrumați pe calea cea bună. Și ultima și a treia fază pe care ne-o prezintă aici, tot în versetul 12, Pavel, este
astfel. Spune, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum cunoaștem în parte și face un contrast cu aceasta, cu ceea ce am spus până aici, cu maturizarea care trebuie să se întâmple în viețile noastre, face un contrast cu această claritate care va trebui să crească tot mai mult în viețile noastre până în acel moment când îl vom vedea față în față. Pavel face un contrast între aceste lucruri și cunoașterea pe deplin. Acum cunoaștem în parte, dar atunci îl vom cunoaște pe deplin. Slăvit să fie numele Lui! Pavel ne reamintește că nu se termină viața aceasta doar la ceea ce vedem aici, doar la ceea ce cunoaștem aici, doar la ceea ce nu cunoaștem aici, ci într-o zi vom vedea față în față și mai mult de atât, într-o zi îl vom cunoaște pe deplin, slăvit să fie numele Lui. Și această cunoaștere pe deplin trebuie și va avea implicații extraordinare în viețile noastre. În Apocalipsa, capitolul 7, de la 15 la 17, spunea astfel Ioan, spunea în versetul 15 din 7, pentru aceasta stau ei, adică credincioșii care au ajuns înaintea lui Dumnezeu, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstor lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Aceasta este promisiunea care ne-a făcut-o Dumnezeu. Într-o zi îl vom cunoaște pe deplin și nu va mai fi frică, nu va mai fi niciun fel de supărare sau de frică sau de disperare sau de depresie sau orice ar fi, fiindcă îl vom cunoaște pe deplin așa cum ne-a cunoscut El pe deplin, spunea Pavel. Slăvit să fie numele Lui! Această cunoaștere pe deplin va avea așa implicații de mari și de extraordinare în viețile noastre în ceea ce privește viața veșnică. Acolo nu va mai fi lacrimă sau durere, ci vom fi cu El și El va fi păstorul nostru, El va fi împăratul nostru, El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Și pentru a termina și a aduce o aplicație practică la aceasta, ne spunea în Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1 la 3, astfel Pavel. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1, spunea, dacă deci ați înviat împreună cu Iisus Hristos, după cum vorbeam despre nașterea din nou, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am fost primiți de Iisus Hristos, dacă am fost înviați împreună cu El, dacă am primit viața veșnică din mâna Lui, trebuie să existe o schimbare în prioritățile noastre. Să nu ne mai gândim la lucrurile lumii acesteia, la lucrurile neimportante pe care acum poate că nu le cunoaștem, pe care acum poate că încercăm sau facem ceea ce putem, dar să ne gândim la lucrurile care sunt în cunoașterea pe deplin a lui Iisus Hristos, să ne gândim la lucrurile de sus, să ne gândim la ceea ce va fi atunci și să alergăm cu stăruință pe calea care ne-a fost pusă înainte, cu putere știind că Iisus Hristos este de partea noastră, crescând, maturizându-ne în ceea ce privește viața spirituală, primind din mâna lui Dumnezeu claritate și apoi în acea zi,
Dumnezeu va fi bun cu noi, ne va lua la El, îl vom vedea față în față și îl vom cunoaște pe deplin. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin.